Peste 150 de veterinari, asistenți și personal auxiliar s-au adunat pentru a sărbători împreună Ziua Națională a Veterinarului. Această zi datează de foarte mulți ani și are o semnificație deosebită. Pentru că în jurul datelor de 15 mai s-a înființat prima școală veterinară, în jurul datelor de 15 mai s-a înființat prima societate medical-veterinară din România și în jurul datelor de 15 mai între anii 1970 și 1972 rețeaua sanitar-veterinară s-a organizat sub formă de circunscripție și direcții sanitar-veterinară, de sub formă organizată. Toate aceste semnificații ne-au consolidat, ne-au format și ne-au dat un rol important în societate. Este o sărbătoare frumoasă și ziua eroilor, înălțarea Domnului, sperăm să ne bucurăm și noi ne dorim foarte mult să marcăm acest moment festiv. Avem, avem programate teme de interes, teme stabilite de comun acord, în general colegii care au solicitat și noi, pe parcursul tuturor acestor instruiri sau întâlniri, invităm profesorii, din centre universitare, profesori care ne informează. Domeniul veterinar este unul foarte vast, suntem implicați într-o grămadă de activități, ne bucurăm pentru acest, pentru acest lucru, simpozionul de astăzi și alte instruiri și simpozioane care au loc la nivel național și local, chiar unii medici participă la cele internaționale, demonstrează faptul că profesia merge înainte, dorim să asigurăm Locuitorilor acestui oraș, atât un uh, ajutor pentru animalele lor, cât și pentru sănătatea omului. Înainte de a sărbători, veterinarii au participat la o sesiune de informare la care au putut afla noutățile din domeniu. Doi specialiști Clujeni, profesori ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, au fost invitați pentru a vorbi despre inovațiile din mediul academic. M-am gândit să prezint alternative de terapie în defecte ale peretelui abdominal la animale. Pe înțelesul tuturor, hernii, eventrații, eviscerații, diferite proceduri chirurgicale. Voi prezenta în cadrul expunerii mele principalele noutăți în privind bolile infecțioase, atât bacteriene cât și cele de natură virală. Și, bineînțeles, că, în aceeași măsură, interesul pentru uh, obținerea unei mieri de calitate, trebuie ca să, medicii veterinari să cunoască toate elementele acestea care contribuie la o, un produs de calitate. După sesiunile de informare, medicii veterinari au fost invitați la o masă festivă. Tot atunci a avut loc și decernarea diplomelor de merit pentru activitatea depusă de-a lungul anului trecut.